În satele risipite printre munți și văi, în județul Alba, oamenii respectă un obicei străvechi. Își țin strămoșii aproape și după moarte. Mai exact, în cimitirul din grădină. Acolo, printre pomi fructiferi și fântâni, sunt și cruci sau coroane de flori. Nimeni nu pare deranjat, nici măcar noi veniți, iar legislația, ușor ambiguă, le permite localnicilor să continue tradiția. Suntem în Vințul de Jos, județul Alba. În mijlocul unei mici livezi, câteva coroane de flori proaspete par desprinse dintr-un cu totul alt peisaj. Aici nu există cimitir, așa că pentru localnici moartea e o simplă mutare, din casă în spatele grădinii, în brațele Domnului. Aici așa au fost obiceiul de mulți strămoși. Nu, noi așa ne-am pomenit, așa știm. Avem aici socri, bunicii, maica mea. Și cu dumneavoastră unde să vă mormânteze? Tot aici, tot aproape de bătrânii noștri. Avem aici 4 morți îngropați. Este o familie întreagă? Da. 2 generații. Noi locuitori sunt împăcați cu ideea că sunt vecini cu veșnicia. Această tânără a cumpărat acum 5 ani un teren la pachet cu 2 morminte. Știam de obiceiurile că se înmormântează oamenii în spatele caselor. Ne-ar părea și rău să le stricăm cumva, însă și ar fi un pic greu să ocolim în jurul mormintelor. Well, I think it's quite a nice tradition. I mean, the people have lived on this land all their life, so it seems kind of fitting that you get buried there or lay to rest. It's the first time I see it. Obiceiul are și o componentă practică. Cimitirul este la 10 km distanță, cel mai apropiat. Somnul de veci din grădina casei este însă la limita legii. Chiar dacă legislația prevede ca mormântările să aibă loc exclusiv acolo, autoritățile nu pot obliga rudele unui răposat să-l îngroape la atâția kilometri de casă. Noi nu le încurajăm, deci încurajăm respectarea legislației, pentru că la un moment dat această problemă poate să, într-un caz extrem, poate să ducă și la o problemă de sănătate publică. Aici ar trebui să punem puțin accentul ca preoții să nu accepte oficierii acestei slujbe decât în cadrul legal. Aici, în satele astea de munte, obiceiul ăsta era. Păi preotul e obișnuit. Obiceiurile astea datează de când... de mult înainte de când s-o instalat de la aici. Și vor continua atât timp cât oamenii vor alege să-i lase pe cei dragi să-și doarmă somnul de veci aproape de casă, printre flori și iarbă proaspăt cosită, un tablou în care normativele funerare nu mai au loc.